o rundă de discuție cu domnul președinte, la invitația dumnealui. Noi, reprezentanții blocului, acum am venit cu un mesaj. Primul a fost că elementul destabilizator în situația politică actuală în Republica Moldova, din păcate, rămâne a fi președinția, pentru că de aici se pornesc toate, de la comportamentul, mesajele, pozițiile pe care le are și le-a avut președinția pe perioada acestor 5 luni de zile. Drept dovadă, am ajuns în criza politică în care ne aflăm la moment. Ceea ce vedem noi și am văzut parcursul acestor 5 luni este o încercare mai camuflată în spatele blocului de a prelua încet instituțiile statului. Și noi am mai spus cu o altă ocazie, blocul acum nu poate fi vitrină sau paravan în spatele căruia lucrul ăsta se întâmple. Deși dânsul ne-a asigurat de câteva ori și ieri și azi că nu vrea să fie al doilea oligarh, mă rog, noi considerăm că lucrurile evoluează în altă direcție. Dar, că au fost consultări, am fost întrebați pe cine vedem noi în ipostaza poziția de prim-ministru, noi am reiterat că această funcție poate fi doar Maia Sandu, doamna Maia Sandu, cu garnitura actuală de miniștri și cu acea agendă pe care guvernul și-a asumat-o. Reforma justiției, de sus până jos, ceea ce ține de procurorul general, ceea ce ține de evaluarea și a procurorilor și a judecătorilor, deci tot ce ne-am propus noi, de politizarea sau scoaterea din captivitatea instituțiilor de reglementare, în primul rând, care încet, încet, din păcate, am văzut că domnul președinte vrea să le preia. Deci numai în cazul ăsta pot avea loc discuții. În caz contrar, se va ajunge iarăși la o situație similară. Noi le-am spus foarte franc, credem și undeva în cadrul unei misiuni de ieri, dânsul involuntar a confirmat lucrul ăsta, că dacă nu ar fi fost procurorul general piatra de care s-a împiedicat această construcție, ei vineau cu alta, invocând dubla indexare a pensiilor, mărirea indemnizațiilor și așa mai departe. Deci lucrul ăsta a fost planificat în legea bugetului pentru 2020. Dânsul probabil se pregătește tot mai insistent pentru alegerile prezidențiale din 2020. Asta a fost discuția noastră, colegul. Stimată presă, probabil era de așteptat că a doua zi după demisia guvernului, blocul acum nu avea cum să vină cu altă strategie, altă abordare, alte deziderate, altă componență guvernului. Absolut era clar că noi vom veni cu același mesaj. Guvernul reformator, guvernul pro-european, guvernul axat pe reforma justiției și aici compromisuri nu pot fi. Putem discuta despre formă, dar important, mult mai important conținut. Și schimbări aici, eu cred că nimeni n-ar trebui să aștepte. Dar era altă întrebare foarte importantă despre care noi am vorbit pe șleau azi, domnului Dodon. Chiar dacă noi venim cu această formulă, adică la noi nu poate fi altă formulă, același guvern, aceleași scopuri, obiective, după ceea ce s-a întâmplat ieri, care sunt garanții că nu va interveni președintele țării în permanență în actul de guvernare, contrar prevederilor Constituției? Aici este cea mai mare problemă. Nu este problema în Partidul Socialiștilor, să fie foarte clar. Am spus, am reiterat domnului Dodon poziția noastră. Noi facem distincție între Partidul Socialiștilor și
Igor Dodon. Cu toate rezervele și problemele, cu Partidul Socialiștilor, noi cumva am comunicat și în multe cazuri identificam soluții pentru diferite probleme. Tot timpul factorul destabilizator, de unde vinea problema, era Igor Dodon. Și noi am menționat asta foarte clar. Iată, noi venim cu același guvern, cu aceeași componență, cu aceleași reforme, nu se schimbă aici nimic, nu pot fi schimbate. Asta a fost asumarea noastră față de alegători. Dar după evenimentele de ieri, nu există nicio garanție că peste câteva săptămâni, peste o lună, nu știu când, din frustrări personale, din dorința de a poziționa mai bine în ajunul al doilea mandat care dumneavoastră răvnește. Dumneavoastră iar n-ați dat foc la următoarea casă care noi cu greu vom construi. În asemenea condiții, noi am spus foarte franc, principalul obstacol, principală problemă în raportul cu Partidul Socialiștilor și în general pentru construcția unei coaliții este Igor Nicolaevici Dodon. Noi trebuie să avem garanțiile că nu se va repeta același lucru. Dar cum pot fi oferite aceste garanții? Când dumneavoastră ne-a întrebat, eu am spus că demisia dumneavoastră ar fi cea mai bună garanție. Și pe această notă pozitivă noi am finalizat discuția, din câte am înțeles, zarurile deja sunt aruncate, se așteaptă guvern tehnocrat, ceea ce noi facem acum sunt niște formalități. Din punctul nostru de vedere, cu Partidul Democrat ar fi posibil de discutat dacă perioada aceasta s-ar fi produs un proces de purificare a partidului. Eu nu vreau să spun și niciodată n-am afirmat că toți deputații sau toți membrii de partid sau toți membrii de conducere sunt persoanele toxice. Eu cunosc multe persoane cu care discutăm și au viziuni și nu cunosc păcatele lor, dar atâta timp cât acolo sunt prezenți unii personaje implicate în furtul miliardului, în mai multe scheme criminale și aceste personaje nu că nu tac, dar încă și vin să ne facă, să ne țină lecțiile, la televiziunile merg, ne învață, dau cu părerea, vorbesc despre coagularea pe când cu dânsii trebuie procuratura să coaguleze, din punctul meu de vedere. În asemenea condiții, nu știu, noi o să discutăm desigur toate variantele posibile, dar pentru mine personal este foarte, foarte greu, adică eu n-am atâta imaginație să cred cum eu pot, de exemplu, despre ce eu pot să discut cu Adrian Candu. Eu, Oksana, parcă am fost... Tu se vede că tu ai ceva comunica cu bossul și n-ai prins firul, Oksana. Oksana, eu am explicat că zarurile sunt deja aruncate. Hai, Oksana, terminăm colecțiile. M-ai întrebat, n-ai fost atent, ascultă. Nu, eu vreau să repet pentru domnișoara. Domnul Dodon a spus foarte clar, fără că să fie evaziv, că deja este pregătit un guvern tehnocrat. Probabil că el a fost pregătit încă din luna august, dacă nu din luna septembrie. Și în aceste condiții eu nu cred că pe noi ne așteaptă alegerile anticipate. Și Igor Dodon și Zinaida Greceanu au numit că viitorul premier ar putea fi Ion Chicu. Ce părere ai despre noastră de liber? Urmează să vedem componența, urmează să vedem, dar pentru mine personal și cred că pentru colegii mei, domnul Ion Chicu din start a fost persoana
indesiderabilă, dacă doriți. Eu nu înțeleg ce caută ministrul finanțelor din guvernul Plohotniuc. Când el a fost devenit consilierul, eu am avut multe întrebări și atunci încă m-am revoltat și am spus că nu înțeleg acest pas, mai ales când noi am văzut foarte clar gaură în bugetul Republicii Moldova de 4 miliarde, dar dânsul se batea în piept și striga atunci că tot e ok și tot e bine. Și această persoană a devenit consilierul, de câteva ori a venit cu atacuri în adresa Uniunii Europene, în adresa partenerilor externe. Admit că este persoana preferabilă pentru Igor Dodon, dar părerea mea personală că este varianta proastă pentru Republica Moldova. Doamna Greceană, știi foarte bine că lucrul ăsta teoretic este posibil, atâta doar că există un element destabilizator și el se numește președintele Republicii Moldova. De ce ați schimbat acest nou mandat, dacă în cazul în care va fi formată, la fel, noi i-am întrebat de ce ei deja de o lună pregătesc acest scenariu, pentru că eu nu cred, și dacă ei cred că noi am fi atât de naivi să admitem că cei 20 de petiști în ultimele două zile s-au decis să voteze moțiunea de cenzură, noi nu suntem acei naivi. Domnul Dodon a pregătit acest scenariu cu mult timp înainte. Deci, evident că au discutat și noi știm că au discutat la greu. Da? Din păcate, revin la întrebarea a dumneavoastră probabil, da? Din păcate, în PD, în fracțiunea PD, sunt foarte mulți încă mercenari, cărora, eu știu, idealurile social-democrației, ele sunt convertite repede în valută sau în alte sinecuri, care duc la astfel de voturi concertate în Parlament. Deci, doamna Greceană, știi foarte bine, pentru că noi de fiecare dată îi spuneam, atunci când domnul președinte ieșea din fire sau prin, noi spuneam, ați numit aici un potențial candidat, noi deja îi spuneam vicepreședintele a țării, da, el, când domnul Dodonu ieșea la rampă, ieșea vicepreședintele țării și noi de fiecare dată îi spuneam, doamna Greceană, poate totuși revenim într-un format civilizat și discutăm care sunt obiecțiile președinției pe o politică sau altă, pe un minister sau altul. Sigur că putem discuta. Suntem oameni raționali, suntem politicieni. Ei, lucrul ăsta nu s-a dorit și, repet, era vorba de moment. Momentul pentru domnul Dodon a fost acum, să debarce guvernul. În rest, sigur că era și garnitura de miniștri. O parte noi am auzit de ei, dar lăsați să vă spună ei până la urmă. Noi o să rămânem un bloc împreună. Înțelegem încercările PSRM-ului de a băga strâmbe în cadrul în interiorul blocului. N-o să-i reușească. Vom fi foarte activi pe agenda politică, agenda de politici. Așa că n-o să-i lăsăm să se relaxeze. Știi el ce știe, el a trecut greu, prin experiențe, greu de comentat. A trecut prin experiențe similare, probabil. Eu nu văd așa, dacă să analizăm aspectul extern, nu văd mare bucurie de ce trebuie să fie acolo, dar iarăși noi nu avem relațiile strânse cu Moscova și dacă domnul Saakashvili a spus așa ceva, probabil că are motive de spus. Eu nu pot nici afirma, nici infirma. Reiterăm, oferta noastră e foarte clară. Prim-ministru Maia Sandu, garnitura de ministri aceeași, agenda de politici aceeași. Și fără factorul de destabilizare. Domnul președinte nu intervine pe instituții. Punct. Este exclusă o altă candidatură. Eventualitatea unei coaliții PSRM-PD, PD, sarcite, fie de altă natură,
dacă ați examinat că poate dauna ar putea fi mai mare? Cum să vă spun, mărimea daunii, da, e greu să o estimăm, să o estimăm acum, ce ar fi într-o situație sau alta. Noi, pentru noi, foarte clar, noi nu vrem să fim paravan pentru daunele pe care deja domnul președinte le-a cauzat. Și noi știm că acei judecători care trebuie să se întrețină cu procurorul deja caută indulgențe și conexiuni la președinție. Nu direct cu domnul președinte, dar prin anturajul lui face lucrul ăsta. Același lucru fac și unii procurori cu probleme. Deci cel mai grav ar fi dacă lucrul ăsta ar continua într-o formă sau altul, da, alta, având paravan blocul acum. Nu. Cea mai proastă soluție ar fi fost degradarea justiției pe fondalul guvernului blocului acum. Da, admitem că mai departe o să fie regres. Păcat că aceste luni totuși s-au început niște procese pe interiorul procuraturii, pe interiorul altor organe, insuficiente, fragmentare, incipiente, dar s-au pornit. Dar era de ales. Sau ești fondalul pentru degradarea domeniului pentru care noi, cu care noi am venit ca unul principal în campania electorală și am spus că aici evaluarea judecătorilor, procuratorilor, reformele pe justiție și asta tot nu se produce când tu ieși la guvernare. Asta a fost o variantă mai proastă și a doua variantă care a fost aleasă. Probabil, poate ar fi cazul să discute. Adică, dacă n-ar fi fost acum acest lucru produs, probabil că ar fi produs această demisie peste două săptămâni, peste o lună. Putem discuta dacă a fost aleas corect sau nu corect ziua, ora, dar cert este că testul de a avea justiția independentă, de a admite reforma justiției, a fost picat de președintele Dodon. Nici nu măcar... Ei, cum? Eu regret că Partidul Socialiștilor totuși încă o dată și-a ales calea asta să devină paravanul și uneauta, dar noi știm foarte bine că frica cea mai mare și frustrările au avut doar un singur om, Igor Dodon, și nu atât Partidul Socialiștilor. Deci mingea e la ei... Să mediteze. Da. Asta ar însemna că a avut ca scop să discrediteze premierul în cazul care și ea participă în care urmă. Bine, noi înțelegem foarte bine că dumnealui merge foarte hotărât spre alegerile prezidențiale. Acum imaginați-vă, acest guvern a început să livreze, a făcut imposibil. A deblocat asistența externă. A acoperit găurile lăsate în moștenire, a făcut un buget nou, a obținut resurse noi pentru 2020, da, în pofida tuturor circunstanțelor și pentru dumnealui probabil a devenit un pericol. Da. Iată de aici și această mișcare care a dus la căderea guvernului. Bine, mingea... Da. Ați vorbit despre conexiuni care s-au creat între judecători și procurori și aproape președintelui. Ați sesizat parteneri externi în acest sens? Sigur. Noi le spunem permanent despre lucrul ăsta. Priviți, un personaj a fost restabilit azi la muncă. Dar ce credeți despre faptul că ultimul timp președintele se întâlnește tot mai des cu ambasadorul Statelor Unite? Bine, firesc ca președintele dincolo de simpatiile sau antipatiile noastre față de anumite... Noi comunicăm instituțional. Da, mulți ne întrebau, o să veniți azi aici sau nu o să veniți? Noi comunicăm cu instituția. Așa și firesc ca ambasadorii să comunice și să afle din prima sursă poziția unui actor politic sau... Noi la fel comunicăm. Probabil că dumneavoastră ați auzit, ați citit comunicatele de presă de la mai multe ambasadori ieri, de la Uniunea Europeană, de la alți parteneri de dezvoltare. Evident că linia roșie în toate mesajele au fost reforma justiției. Reforma justiției, reforma justiției, reforma justiției. Și probabil că ați realizat că nu blocul acum, printre rândul probabil că ați citit, că nu blocul acum este de vină că aceste reforme stagnează.
și noi n-am putut să admitem continuarea stagnării. Din ceea ce eu am auzit de la mai mulți oameni de acolo, ei se pregăteau să înainteze pe Staienoglă. Probabil ieri și cineva la altă emisiune a reiterat acest lucru. Nici nu știu ce comentez aici. Probabil vor să discute cât tușonca mai rămas acolo la dânsă, nu știu. Un pic de exotic, probabil, au vrut să aduc în acest exercițiu. Și una și alta? Un gest de salvare. Salvare, pentru dânsă erau supornit dosare penale, supornit multe lucruri. Un gest de salvare. Și asta pentru dânsă este minimum respiro, minimum respiro. Dar dacă este posibilitatea de a reveni la guvernare, de a închide niște dosare, de a târgui, că noi azi am discutat, că domnul Dadon a menționat că fără PD, că n-ați fi coaliția cu PD, dar apare întrebare ferească, cine va vota acest guvern? Și bine, după votul guvernului viața nu se termină, urmează să fie votate niște legi, niște proiecte, pe fiecare proiect, fără coaliția cu Partidul Democrat, eu nu văd cum mai departe o să funcționeze acest guvern. Și adică, iarăși, domnul Dadon spune una, fumează alta. Mersi. Probabil, nu știu. Eu, din câte cunosc, o să aibă loc o întrevedere cu ambasadorii astăzi. La ce oră? Sunați, vă rog, la guvern. Da? Mersi mult! O zi bună să aveți!